Subiectul imigrării și al bisericii există din vremurile biblice. Scriptura ne spune să avem compasiune pentru străinii din țară. Ce se întâmplă dacă acest străin încalcă legea ca să ajungă acolo? Bisericile din America se confruntă cu această întrebare în timp ce mii de persoane trec granița în mod ilegal, inclusiv femei și bărbați. Aceasta este și situația lui José Maldonado, un tânăr de 18 ani care așteaptă să afle dacă îi se va permite să rămână în Statele Unite. Între timp, el merge la cursuri ca să învețe limba engleză. A fost de acord să îi se ia un interviu. Unii dintre ei spun că venim aici ca să le luăm slujbele și să ne comportăm urât. Îmi place foarte mult această țară. Aici poți avea o viață mai bună. De aceea am venit aici, ca să-mi ajut familia. Anul trecut, José a călătorit din Honduras până în Mexic, prin deșertul Chihuahua, ca să ajungă în Texas. Călătoria de 3 luni aproape l-a costat viața. Dintr-un grup de 25 de persoane, numai 3 au supraviețuit drumului prin acest deșert pentru a ajunge în America. José a avut foarte puțină mâncare și apă. Știa că nu va supraviețui prin propriile puteri. Când era în deșert, a strigat înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna citeam Biblia și mă rugam. I-am promis lui Dumnezeu când am plecat din Honduras că dacă voi ajunge în Statele Unite, voi fi parte din lucrarea lui Dumnezeu. José a spus că bunicii lui l-au crescut de mic, după ce a fost abandonat de părinți. Bunicii au murit, iar ca adolescent s-a descurcat pe cont propriu. A spus că, de multe ori, singurul loc în care te puteai întoarce erau bandele. Am locuit în San Pedro Sula și acolo erau multe bande. Îmi plăcea fotbalul și era un grup care susținea echipa care îmi plăcea mie. Cei din grup mi-au spus că trebuie să mă alătur bandei lor, altfel urmau să-l ucide pe unul dintre membrii familiei mele. Părintele Cameron Lemons și soția sa, Janelle, văd în mod direct ce li se întâmplă tinerilor precum José. Biserica lor, Sfântul Pavel, este localizată în apropierea punctului de control al graniței. Aceștia cred că responsabilitatea lor este să ajute. Este important să facem diferența dintre problemele politice, ce facem pentru a ne păzi granițele, dar avem și această chemare biblică de a arăta compasiune. În luna iulie, în orașul Murieta, subiectul imigrării a apărut pe primele pagini când protestatarii au ieșit în stradă în timp ce autobuzele transportau imigranți arestați, majoritatea femei și copii, spre punctul de control al graniței. Protestul din Murieta, California, a arătat părerile diferite în ce privește imigrarea, dar și bisericile din Murieta au experimentat păreri diferite în ce privește un singur lucru, compasiune. Familia Lemon a oferit adăpost imigranților arestați și a mobilizat bisericile din zonă ca să se roage. Am acționat nu pentru a ne promova, ci pentru a le prezenta oamenilor adevărul, și anume faptul că suntem un oraș care are bunul simț. Dacă vezi un copil într-un coș care plutește pe apă, îl scoți din apă și ai grijă de el. Diana Sarafin a ajutat la organizarea protestelor. Ea spune că familia Lemon se înțelege greșit cuvântul compasiune. Ea afirmă că guvernul ar trebui să-i trimite acasă pe toți imigranții ilegali, deoarece sunt un pericol pentru sănătatea cetățenilor. Mă îngrijorează faptul că bisericile și unii oameni ar putea să îi ia acasă. Înainte de a-i transporta cu autobuzul sau cu avionul, ar fi trebuit să le ofere tratamente medicale. Mulți dintre ei sunt bolnavi. Sarafin mai spune că dacă bisericile vor arăta compasiune, ar trebui să înceapă cu propria țară. Avem datorii de 17 miliarde de dolari. De abia mai supraviețuiesc, iar ei vor să plătească să stea aici, să avem grijă de ei și să-i hrănim? Națiunea noastră nu își permite lucrul acesta. Dar cum rămâne cu imigranții, cei ca José, în timp ce așteaptă data în care va apărea în fața curții? S-ar putea ca biserica să nu aibă un răspuns concret. Cred că Dumnezeu a pregătit ceva pentru mine, deoarece mi-am pus încrederea în El. Faptul că oamenii își pun încrederea în Dumnezeu poate fi un aspect cu care biserica e de acord.